Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Prânzul ștefanian, rază de speranță pentru cei cu venituri mici sau cei fără niciun fel de venit. O nouă șansă pentru castelul Ghica din Dofteana. Proiect pe fonduri europene la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Tot mai mulți își îndreaptă pașii către protopopiatul Onești în căutarea unui prânz cald. Este vorba de prânzul ștefanian. Inițiativa preotului Ioan Bârgăoanu, protoiereu de Onești, a ajuns să fie singura masă caldă, singura rază de speranță în tumultul vieții cotidiene. Cum e, doamnă? S-a crescut numărul celor care vin aici la geam și cer... Funcție de zile. Bănuiesc că fiind toamnă, merg și mai fac anumite munci, că nu întotdeauna vin, că numărul acel mare care veneau. În aproape de 200, 180, 200. Astăzi câte porții ați făcut de mâncare? Nu mai știu câte sunt. Să vă uitați, nu? Da. 120 aproape. Și în fiecare zi? Sunt în fiecare zi. Vin și de vreme, dar trebuie să ne înțeleagă, stăm de vorbă cu ei, le explicăm, nu este gata la ora 10. Sunt care vor la ora 10. Da? Sunt oameni care mănâncă în fiecare zi aici? Sunt, da, sunt. Sunt și copii. Tineri sau vârstnici? Nu, avem și tineri. Avem un grup de vreo 4-5 băieți care vin, servesc masa aici, pleacă. Nu vor totdeauna porțiile de pâine toate, că zice că mănâncă mai puțină pâine, dar mănâncă aici. Cred că e o plăcere să-i vezi totuși că mănâncă. Probabil că sunt la vreo școală undeva și e o situație mai precară. Și vin flămânzi. Predomină vârstnicii sau tineri? Vârstnicii, da. Cred că nu au toți pensie sau au un venit foarte mic. Marea parte a timpului eu îl stau la geam pe tura asta și marea parte sunt vârstnici și cred că nu au venituri. Sunt care îi cunosc de acum că vin de 2 ani de zile, aproape zi de zi, le știu și numele la marea parte din ei. Și sunt așa care vin constant, probabil. Da, sunt constant. Se văd după ei care sunt mai îngrijiți, mai puțin îngrijiți. Se vede situația lor materială și după aspectul care l-au. Pentru că, na, sunt îngrijiți, sunt care spălați, sunt care bărbieriți, tunși, sunt care lasă de dorit. Dar probabil că sunt boschetari și n-au locuri unde să doarmă, n-au cum. Trebuie să înțelegem că sunt oameni, sunt semeni. Numai în pielea lor să nu fie. Nu. Nu mi-aș... Mi-e milă totuși că... Viața ne joacă așa niște feste, câteodată nu știm cum, dar ajungem și așa. Doamne ferește! Le știți poveștile așa? Văd că o parte... În mare parte nu, pentru că timpul este prea limitat pentru noi, stând să putem să-i servim pe toți și nu avem timp să stăm cu ei la povești. Sunt câteva persoane vârstnice care cât de cât le știm bolile, istoricul medical sau când, dacă ei ne spun. Așa în rest nu tragem de limbă că nu ne permite timpul. Credeți cum ar fi fost oare viața lor fără acest prânz, Ștefania? Mult mai greu, pentru că așa cu bune, cu rele, e o masă caldă zilnică. Masa de prânz e o ciorbă, o fiertură caldă care bucură totuși măcar pentru un ceas stomacul și sufletul unui om. Pentru că da, având ce să mănânci, uiți poate de alte rele. Alte lucruri care sunt în jurul tău și... Și în cazul vieții în care ești. Categoric. De fapt, prânzul ștefanian și masa bucuriei sunt două proiecte cu tradiție deja la Onești și nu odată oamenii, cu mai mare sau cu mai mică dare de mână, își arată susținerea fiecare după putere. Recent, deputatul de Bacău, Cătălina Ciofu, a avut o intervenție în plenul Camerei Deputaților despre necesitatea existenței unei infrastructuri în regiunea Moldovei, iar aceasta a punctat că PNL sprijină dezvoltarea acesteia. Mai multe aflăm chiar în minutele următoare. Declarația mea politică se numește PNL înțelege necesitatea unei infrastructuri de calitate în regiunea Moldovei și sprijină dezvoltarea acesteia. Dezvoltarea economiei românești este, cred eu, dezideratul tuturor forțelor politice din România. Însă nu trebuie să rămână doar la nivel declarativ, strict electoral.
Desigur, atât conferirea de beneficii direct salariaților, pensionarilor, ori chiar persoanelor fără venit, cât și lupta împotriva corupției sunt obiective nobile, iar Partidul Național Liberal nu a avut și nu are nimic împotriva acestora. Din păcate însă, atât una cât și cealaltă sunt soluții care tratează doar simptomele, iar nu cauza problemei. Un personal de stat motivat și competent este o necesitate vitală. Recunoștința față de seniori este o puternică obligație morală, iar ajutorarea celor aflați în nevoie survine din sentimentele empatiei și a calității omului. Problema tuturor acestora este că pentru a fi durabile trebuie efectuate după generarea resurselor necesare, iar nu invers. Noi, liberalii, recunoaștem în viziunea partenerilor noștri de coaliție un sistem coerent, criticile noastre vizând momentul, iar nu necesitatea adoptării acestor măsuri. Însă, din păcate, această preferință i-a făcut pe colegii noștri din PSD să neglijeze investițiile în infrastructură. Mult mai gravă ni se pare clamarea unor obiective maximaliste, justițiare, însoțite de întreținerea unui climat de confruntare permanentă cu oricine, de scandal, de circ ieftin, toate pentru a masca lipsa oricăror soluții viabile, aroganța fără fundament în cunoștințele de specialitate și, în general, lipsa crasă de competență administrativă. Ați recunoscut, cred, atitudinea reprezentanților USR. Evident că aceeași lipsă agresivă de pricepere a afectat și domeniul infrastructurii, atunci când România a avut neșansa ca acesta să fie coordonat de USR. Chiar dacă tot pseudo-salvatorii sunt acum cei mai vocali în așa sumă realizările noastre. Însă singurul partid care și-a asumat dintotdeauna necesitatea dezvoltării prioritare a infrastructurii este Partidul Național Liberal. Aceasta pentru că noi știm să recunoaștem valoarea investițiilor private, știm că ele susțin economia României, dar știm și că voi, cei care vă asumați atâtea riscuri pentru a crea bunăstarea de care ne bucurăm cu toții, aveți nevoie de conexiuni, de transport, aveți nevoie de ca bunurile pe care le achiziționați și cele pe care le vindeți, să străbată țara cu viteza gândului. Aveți nevoie într-un cuvânt de infrastructură. Poate cel mai bun exemplu în acest sens este chiar dezvoltarea infrastructurii României din regiunea mea mai puțin favorizată din acest punct de vedere și anume Moldova. Cu toții știm că timp de peste două decenii această regiune a fost efectiv neglijată atât de cei care promiteau odinioară așa numită autostrada Moldovei promisă de Miron Mitrea, cât și de cei care au promis doar că se vor lupta cu toată lumea. Nu știm exact pentru ce, dar se vor lupta asemenea armatei ruse în Ucraina. De aceea, fără falsă modestie, pot spune că a fost nevoie să venim noi, Partidul Național Liberal, la guvernare, pentru a include în PNRR, prin negocieri cu Comisia Europeană, obiective ce țin de realizarea infrastructurii moderne în Moldova. Și, bineînțeles, pentru a completa cele stabilite prin PNRR, în scopul de a realiza, în sfârșit, ceea ce de la 1859 și până astăzi nu s-a reușit. Conectarea Moldovei cu Bucureștiul. Mulțumesc! După 10 de ani de luptă în instanță pentru a putea fi recuperat după ce a fost înstrăinat, iată că la această oră castelul Ghica din Dofteana are șansa să revină acasă. Este vorba de a reveni în proprietatea administrației publice locale. Cum de s-a reușit, aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. Domnule primar, au apărut o serie de speculații. Haideți să lămurim apele în ceea ce privește castelul Ghica de la Dofteana. Care ar fi situația lui juridică la această oră? Un castel după care sau pentru care dumneavoastră v-ați lupta mult în instanță. Da, deci castelul Ghica de la Dofteana, aș vrea să încep așa cu o introducere, fiind acel castel care a fost construit încă din secolul XIX, care el, la rândul lui și în monografie localității Dofteana, scrie destul de clar că a fost reședință de vânătoare a lui Nede Ghica. Neavând moștenitori, bineînțeles, el a trecut în proprietatea statului român, deci a primăriei comunei Dofteana, la momentul respectiv. Cei care au fost la conducerea unității administrativ-teritoriale împreună cu Consiliul Local în anul 2003 l-au pus spre vânzare. L-au vândut la o proprietate privată și n-aș vrea să mai dezvolt niciun fel de idei și niciun fel de discuții despre așa ceva. Deci l-au vândut la momentul respectiv cu 150.000 de euro, sume de bani, așa, și de aici s-au autosesizat organele de cercetare penală, în speță DNA-ul, și în condițiile astea a întocmit un dosar penal care l-a introdus pe rol. La momentul intrării în anul 2008 la conducerea primăriei Dofteana, am preluat pasivul și activul unității administrativ-teritoriale Dofteana, bineînțeles cu un dosar penal pe rol împotriva celor care au organizat licitația la momentul respectiv, da? Și
era un dosar pentru răspundere patrimonială și unul pentru pretenții. Adică, răspunderea patrimonială era a celor care au organizat licitația și nu au organizat-o în mod legal. Cum să vă spun? Deci, au votat în Consiliul Local o valoare a Castelului Ghica, au dat anunțul în ziar și în presă peste totul cu valoarea respectivă și ulterior au făcut raportul de evaluare și expertiză în mod ilegal. După comunicarea valorii în presă, trebuia înainte făcut raport de evaluare și expertiză. Când au venit cei de la Curtea de Conturi, au stabilit un prejudiciu de 375.000 de euro, diferența între ce? 150.000 de euro care l-au vândut ei și diferența până la 520.000 de euro cât a fost în raport de evaluare și expertiză era o diferență de 375.000 de euro. Deci toate aceste sume au fost cum? Imputate celor ce au condus la momentul respectiv, deci 375.000 de euro prejudiciu și în condițiile astea ne-am judecat noi până astăzi. Ultima sentință a fost la Înalta Curte de Casație și Justiție din anul 2005, datează deci după 17 ani de instanță, acum s-au pronunțat definitiv și irevocabil, castelul ne-a respins orice expertiză făcută de noi, iar Primăria Comunei Dofteana iarăși a mai făcut un efort și a achitat toate cheltuielile de judecată în care ne ducem în bani vechi aproximativ la 1 miliard până astăzi. Încă hotărârea definitivă și irevocabilă nu a fost comunicată, nu a fost motivată, dar ea este fără apel, iar actualul proprietar l-a pus pe mai multe rețele de socializare la vânzare acest castel, în condițiile în care a fost achiziționat de către acest proprietar cu 150.000 de euro și astăzi a solicitat 1.400.000 de euro, așa, fără TVA. Deci dacă facem calculele, ne ducem la 1.700.000 de euro, cu tot cu TVA, aproape 2 milioane de euro l-au pus la vânzare. Din perioada de când l-au achiziționat și până la ora actuală, din ceea ce cunosc, dar autorizație de construcție nu există, a refăcut împrejmuirea acestui așezământ, practic gardul. Ce îmbunătățiri au fi făcut înăuntru? Au fost făcute în mod ilegal, fără autorizație de construire și fără acordul Ministerului Curtelor. La ora actuală, repet, spunându-vă faptul că a fost pus în vânzare și în baza legii a făcut o adresă scrisă către Ministerul Culturii solicitând dreptul de preemțiune. Deci actualul proprietar au solicitat dreptul de preemțiune. Cred că cu toți știm dreptul preemțiune, adică dacă dorești sau își exprimi dorința să-l achiziționezi, să-l cumperi. Bineînțeles, Ministerul Culturii a decis să trimită la Consiliul Județean Bacău să-și exprime dreptul de preemțiune dacă vor, la Consiliul Local Bacău a Primăriei Municipiului Bacău și, bineînțeles, la Primăria Comunei Dofteana, în care, în ultimele rânduri, specifică Ministerul Cultelor, ne sugerează ideea ca Primăria Comunei Dofteana să achiziționeze acest castel, întrucât se află pe teritoriul Comunei Dofteana și este un bun activ care a plecat din sânul și din patrimoniul Primăriei Comunei Dofteana înstrăinat, în modul care ați observat și dumneavoastră, nu i-aș mai spune, dar fraudulos, așa cum s-a făcut, nu legal, nelegal tot ceea ce s-a făcut și în condițiile astea, Primăria Comunei Dofteana nu și-a exprimat dreptul de preemțiune. Motivul care ar fi? A fost acela. Adică l-a vândut Primăria Comunei Dofteana cu 150.000 de euro și astăzi să-l cumpărăm aproape cu 2 milioane de euro, deci o diferență enormă. Lucru cu care nu puteam să-mi exprim dreptul de preemțiune, întrucât nu există un raport de evaluare și expertiză, întrucât știu destul de bine din acte cu cât s-a vândut acest castel și Primăria Comunei Dofteana să aibă aproape 2 milioane de euro în visteria sa este un lucru imposibil, deci ar fi cam bugetul local al Primăriei Dofteana pe 10 ani, lucru pe care n-aș putea să mai fac absolut nimic. În această situație, Consiliul Județean Bacău și-a exprimat dreptul de preemțiune, așa, rămânând
ca acest Consiliu Județean, condus de cine știți destul de bine, să negocieze cu actualul proprietar și eventual să achiziționeze, sau n-aș putea să vă spun despre preț, întrucât nu este treaba mea, iar ceea ce mi-aș dori ca acest castel să ajungă iarăși în mâna statului român, căci dacă ajunge la Consiliul Județean, e normal că aparțin de statul român și de patrimoniu așa cultural, iar dacă va fi cazul, mă voi asocia cu acest Consiliu Județean al nostru, a județului Bacău, în care vom îmbunătăți castelul Ghica, în care putem să deschidem o tabără de vară și nu numai, există deja o pensiune în care putem să desfășurăm activitatea economică, iar pe 11 hectare este un potențial turistic fantastic, întrucât are un luciu de apă de 2000 de metri pătrați, alei pietonale, pădure suficientă de așa natură să tragi o oază de aer curat acolo, liniște, iar noi vom conserva în baza legii, dacă vom fi și proprietari, împreună cu Consiliul Județean, vom conserva acest castel și ne-am bucurat foarte mult să ajungă înapoi la Comuna Dofteana, întrucât doftenenii pe care îi reprezint au rămas cu o rană în piept datorită faptului că acest castel și mulți dintre cetățenii din Comuna Dofteana au fost care au lucrat acolo pe timpul boierilor, cum se vorbeau, și ulterior când a fost spitalul și cei cu dezabilități și așa mai departe. V-ați luptat mult, domnule primar, pentru acest obiectiv. Știu că a fost una din preocupările permanente și o rană așa în suflet, dacă se poate spune, pentru Comuna Dofteana și pentru dumneavoastră implicit. Da, deci m-am luptat mult, motivul care a fost luptându-mă. Noi, Primăria Comunei Dofteana, am dat în judecată pentru nulitate absolută. Deci să desființăm actul de vânzare-cumpărare și aveam în visteria primăriei suma de 150.000 de euro să o rambursez actualului proprietar și să intrăm noi în posesia castelului din nou și să facem modernizările necesare. Asta a fost motivul. Dar toate expertizele, toate contraexpertizele pe care le-am făcut au fost toate în zadar. Motivul a fost acela de fiecare dată. A fost a comisiei de licitație de la acel moment pentru faptul că tot ceea ce au făcut nu au făcut în baza unui raport de evaluare și expertiză făcut corect, de așa natură să stabilească valoarea reală a acestui castel. Nu arat cu degetul către nimeni, dar momentul în care vor veni și motivările acestei hotărâri de la Înalta Curte de Casație și Justiție, vor fi repuse pe rol cele două procese, pretenții și răspunderea patrimonială. Ele deja erau active, dar au sistat în momentul în care am deschis pentru nulitate absolută și ne obligă legea să le repunem pe celelalte. Deci jocul încă nu s-a terminat la ora actuală. Dar astăzi vă pot spune că și castelul se află în proprietate privată și așteptăm Consiliul Județean și îi rugăm respectuos cât se poate de mult să facă tot ceea ce le stă în putință în mod legal, să intre în posesia acestui castel și acestei suprafețe de teren de 11 hectare. Joi 20 octombrie la ora 11 în aula Universității Vasile Alexandrii din Bacău a avut loc conferința de lansare a proiectului Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Obiectivul general al proiectului vizează adaptarea infrastructurii digitale și a resurselor de cercetare la nevoile viitoare de funcționare ale universității, concomitent cu dezvoltarea competențelor și abilităților practice ale studenților. Durata de implementare a proiectului este de 39 de luni, respectiv octombrie 2022, decembrie 2025. Vineri 14 octombrie de la ora 11:30 în Căminul Cultural din Comuna Mănăstirea Cașin a avut loc un eveniment dedicat centenarului încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria. Evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială Regina Maria din Mănăstirea Cașin, cu sprijinul Primăriei Mănăstirea Cașin, alături de care au venit Biserica Mănăstirea Cașin, dar și Asociația Cultul Eroilor, subfiliala Mănăstirea Cașin. Prezent la eveniment a răspuns și deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, dar și subprefecții județului Bacău, este vorba de Narcis Șitaru și Gabriel Stănică Lupu. Mulți dintre aceste meleaguri m-au rătăcit acum 20 de ani, s-a născut dincolo, în cea parte a României, pe care
a adus-o Regina Maria și Regele Ferdinand, Regina Maria în special, pentru formidabile ei calități diplomatice și pentru farmecul ei personal. Atât s-a vorbit suficient despre Regina Maria, o minune a neamului românesc. Pentru școală, sunt multe de spus. E o istorie și viața noastră a celor care ne-au născut în Basarabia. Dar trecem peste asta. Au trecut ani și peste mine. 80 sunt. Să știți că am adus o hartă, nu știu dacă aveți sau am văzut-o, unde este stela Regina Maria și Ferdinand, dar este România întregită. Aici undeva m-am născut eu. Astăzi este la altă țară, cu prietenia meu drag din Suceava, din Suceava, și cu oarecum contribuția mea, mai mult, mai mult, mai puțin valoroasă, a scris o carte care se cheamă Istoria adevărată a Moldovei. Eu am primit acordul să o copiez, multiplicator, și am dus-o în Basarabia în foarte multe licee și școli. Pentru că sunt mănăstirea, am înțeles că am fost adoptat ca virgul Bălsătean, am zis atunci și la școală aici, pentru ele de dumneavoastră, două exemplare atâta mi-au mai rămas din istoria adevărată a Moldovei pentru ele. Mulțumim! Iar aici, falsificarea istoriei Moldovei, tot pentru ele, doamnă, și pentru domnul profesor de istorie. Și pentru că n-am mai avut cărți, am adus și două CD-uri cu istoria adevărată a Moldovei. Mulțumim mult! Iar această hartă este istoria Moldovei, de vremea lui Ștefan, am pus-o din vremea lui Ștefan cel Mare, mult drag în sufletul meu, este cadou făcut de prietenii mei deosebit de la Chișinău. Nu le mai dau numele, că voi cunoașteți. A stat la mine mulți ani pe perete, dar am înțeles că ar fi mai bine la dumneavoastră la școală, doamnă. Mulțumim! Și ca să vă plângesc, v-aș întreba, stimați copii, câte fete și câți băieți are România? Nouă! Hai, acum faceți sărăcii! Știți? Nu dumneavoastră, că ați fost elevă. Nici dumneavoastră, că am acolo. Se-i spun? Numărați, băieții! Maramune și Banat, doi băieți, da? Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și Bucovina. Și Transilvania. Șapte fete și doi băieți. Mulțumim! Iar pentru voi, dragi elevi, vreau să vă spun ceva deosebit. N-am spus-o eu, a spus Marele Nicolae Iorga. Cine nu-și cunoaște istoria, este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 22 octombrie, cerul va fi parțial înnorat. Mercurul în termometre urcă până la valori de 22-23 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 12 grade Celsius. Duminică 23 octombrie, cerul va fi parțial senin, maxima zilei urcă până la valori de 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 6 grade Celsius. Luni, 24 octombrie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre urcă până la valori de 21 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 10 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.